Salutare și bine v-am regăsit la o nouă rețetă. Eu sunt Sorin și astăzi vă invit să facem împreună salată de icre. De fapt, vă invit să vedeți cum pregătesc eu salata de icre, pentru că este mult spus o rețetă. Așadar, dacă sunteți interesați, rămâneți cu mine până la sfârșitul acestui videoclip și dacă sunteți pentru prima dată pe acest canal, dați-mi un like, abonați-vă și apăsați clopoțelul pentru a nu pierde niciuna dintre viitoarele rețete. Pentru a pregăti salata, eu folosesc gris, icre, de data aceasta folosesc icre de crap pe care le-am cumpărat, dar desigur puteți folosi orice icre aveți la îndemână. Ulei, zeama de la lămâie, nu de la o lămâie întreagă, o să punem cât avem nevoie, ceapă verde și când adaug grisul la sfârșit, dacă icrele devin prea groase, adaug puțină apă minerală. Grisul îl puteți elimina dacă vă place gustul mai intens de icre, dar la acestea cumpărate eu zic că este bine să adăugăm gris, deoarece sunt foarte sărate, iar grisul îi ia din sare. Deci haideți să ne apucăm să pregătim icrele. Pentru a le pregăti eu folosesc un mixer cu bol împreună cu paleta. Puneți icrele în bol. Punem și paleta și ne apucăm de mixat. Am să le mixez așa, fără ulei, pentru aproximativ 2-3 minute. Au trecut aproximativ 2-3 minute. În tot acest timp am făcut grisul. Grisul nu cred că trebuie să vă mai arăt cum se face, apă fierbinte. Puneți grisul în ploaie cu un tel, amestecați bine, lăsați-l să se îngroașe, apoi luați-l de pe foc pentru că o să avem nevoie de el la sfârșit, dar rece. Nu trebuie să fie cald pentru că stricăm icrele. Acum, dacă vă întrebați de ce le-am mixat 2-3 minute înainte, îmi place să cred că icrele se sparg un pic și se leagă mai bine. După cele 2-3 minute, dăm drumul la mixer, la fel viteza să fie medie și începem să incorporăm uleiul, puțin, câte puțin și cu răbdare. Și o să vă arăt și când să puneți lămâie. Când icrele aproape că și-au triplat volumul, acum deoarece au foarte mult ulei, riscul să se taie este din ce în ce mai mare. Și ceea ce o să facem de acum încolo este o să punem ulei și puțină zeamă de lămâie. De fiecare dată când punem ulei, punem puțină zeamă de lămâie până când ni se pare că avem destule icre. Când credeți că sunt destule icre, începeți să adăugați ceapa tocată mărunt. Dacă este ceapă verde, mie îmi place să pun mai multă. Amestecați ceapa cu icrele. Și acum o să trebuiască să adaug grisul. Cei care vreți să adăugați gris pentru a le... sunt foarte sărate. O să trebuiască să adăugăm gris. Adăugați puțin câte puțin, câte o lingură, două de gris, în timp ce mixați și gustați. Când vi se par perfecte, opriți mixerul și sunt gata. Am să-i mai adaug încă o lingură eu de gris și sunt gata. Se pare că n-am avut nevoie de apă minerală. Am făcut grisul un pic mai moale. Dacă aveți nevoie, puneți, dacă nu, nu e nicio problemă, puteți să lăsați fără apă minerală. Icrele sunt gata, arată destul de bine, nu sunt sărate, pentru că le-am pus grisul. Ceapă, după gust, lămâie, să știți că am pus zeama de la o jumătate de lămâie mică, aproximativ 3-4 linguri, zic eu. Nici prea multă zeamă de lămâie nu este bine, pentru că vor fi prea acrișoare. Din pâine toast am făcut astea, le-am tăiat. Rotundurile
puteți să le faceți cu un pahar mic și le-am băgat la cuptor, pe grătarul acela al cuptorului, pentru aproximativ 5 minute. Am să pun icre într-un poș sau într-o pungă și apoi am să pun pe pâine. După ce am pus icrele pe pâine, puneți-le pe o tavă, să pun și câteva icre din acestea negre. Am să pun și câteva roșii cherry lângă. Icrele sunt gata, puteți să le serviți, sunt foarte bune. Mie îmi plac foarte mult, de aceea le fac și foarte des. Vreau să-mi lăsați un comentariu, să-mi spuneți ce părere aveți și dacă le faceți, să-mi spuneți cum v-au ieșit. Aceasta a fost rețeta de astăzi. Eu vă mulțumesc că ați rămas cu mine până la final. Vă urez poftă bună și până data viitoare, la revedere!